Temperaturile scad brusc în următoarele zile și sunt așteptate înghețuri. Vremea schimbă foaia chiar de marți, 28 martie, când sunt așteptate ploi puternice, dar și lapoviță. Potrivit meteorologilor, cel mai frig va fi în noaptea de 30 spre 31 martie, când mercurul din termometre va indica minus 5 grade Celsius. Specialiștii spun că temperaturile scăzute sunt determinate de un ciclon sudic care traversează țara noastră. În următoarele 24 de ore, teritoriul țara noastră va fi traversat de un ciclon sudic, unde în urma acestui noaptea și dimineața e prognozate ploi precipitații puternice, predominant sub formă de ploaie și lapoviță. Vorbim de data de 30 martie, aceasta de minus 5 grade temperatura asta noaptea, nu este ceva, adică evident este sub normă climatologică cu 3-4 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, din 1 aprilie vremea se va încălzi treptat. Ziua vor fi 16 grade Celsius, iar noaptea se vor înregistra maximum 5 grade.